Numărul de cazuri de gripă înregistrat în România în acest sezon este mai mic față de cel de anul trecut, a declarat joi ministrul sănătății Alexandru Rafila. El a subliniat că este prioritară prezentarea la medicul de familie în astfel de cazuri, pentru evitarea aglomerării camerelor de gardă. Sunt mai puține în continuare, sunt mai puține cazuri decât anul trecut. Important este să înțeleagă toată lumea că prezentarea la medicul de familie este prioritară, la camerele de gardă și la unitățile de primir urgențe doar pentru persoanele care au cazuri mai complicate, care prezintă comorbidități, mai ales că așteptarea prelungită la unitățile de primir urgențe nu este indicată. Iar dacă este vorba despre o formă ușoară sau medie, evident, așteptarea va fi mai lungă, pentru că în primă fază sunt consultați, sunt evaluate persoane care au cazuri grave, nu neapărat de gripă, am văzut o situație similară și în Franța. Există supraaglomerări la nivelul camerelor de gardă, dar indicația noastră este să fie contactat medicul de familie, a declarat Rafila într-o conferință de presă. Ministrul a subliniat totodată că este importantă evitarea antibioticelor, întrucât acestea nu sunt utile în tratamentul virozelor respiratorii. Institutul Național de Sănătate Publică a informat joi faptul că în săptămâna 1-7 ianuarie au fost raportate 72 de mii 734 de cazuri de infecții respiratorii, înregistrându-se cu 29,3% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, însă cu 35% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, 53.870, relatează realitatea.net.